Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să facem împreună o prăjitură iubită de multă lume și anume prăjitura Fanta. Pentru început ne vom ocupa de blatul prăjiturii, de aceea vom avea nevoie de 5 ouă pe care le vom separa. Ouăle sunt la temperatura camerei și sunt mărimea L. Odată ce am separat ouăle, peste albușuri vom adăuga un praf de sare și vom începe să le mixăm la viteză mare până ce ele își vor dubla volumul. Odată ce și-au dublat volumul, vom adăuga treptat și 5 linguri de zahăr și vom continua să mixăm până ce vom obține o spumă destul de fermă. Apoi vom adăuga și cele 5 gălbenușuri de ou și vom continua să mixăm până ce le vom încorpora foarte bine. Acum că am încorporat și gălbenoșurile, vom lăsa mixerul deoparte și vom adăuga și făina. Vom avea nevoie de 5 linguri de făină pe care trebuie să o încorporăm cu ajutorul unei spatule de silicon. Când și făina este bine încorporată, vom adăuga și o linguriță de praf de copt. Eu am ales să fac blatul prăjiturii cu vanilie, dar el poate fi făcut și cu cacao. Ce trebuie să faceți este doar să mai adăugați în plus două linguri de cacao atunci când cerneți făina. Am adăugat și puțină esență de vanilie, apoi am turnat toată compoziția într-o tavă cu dimensiunea de 20 pe 30 de cm, apoi am dat tava în cuptorul preîngălzit la 180 de grade pentru 20-25 de minute sau până când blatul este bine copt. Odată ce s-a răcit, vom îndepărta hârtia de copt și vom lăsa blatul puțin deoparte, timp în care ne vom ocupa de cremă. Într-un bol vom pune 200 de grame de unt la temperatura camerei, peste care adăugăm o lingură de zahăr pudră și trebuie să spumăm foarte bine untul. Odată ce untul este spumat, vom adăuga și 500 de grame de brânză de vaci și o vom încorpora și pe ea foarte bine în unt până ce vom obține o cremă destul de fină. Când am încorporat foarte bine și brânza, vom adăuga și 100 de grame de zahăr și îl vom încorpora și pe el, iar la sfârșit vom adăuga și coajă de portocală după gust. Dacă aveți o brânză mai seacă și vedeți că crema nu se subțiază, atunci ce puteți să faceți este să adăugați câteva linguri de lapte până obțineți consistența dorită. După cum vedeți, crema mea a ieșit foarte fină. Acum ce trebuie să facem este să o transferăm toată peste blatul pregătit anterior. Este foarte important ca blatul să fie rece. Vom nivela crema pe toată suprafața blatului, iar apoi vom pune prăjitura la frigider. Acum ne vom ocupa de geleul prăjiturii, de aceea pentru început vom măsura 600 de ml de suc Fanta, apoi într-o oală vom adăuga două plicuri de budincă de vanilie, 50 de grame de zahăr, iar apoi treptat vom adăuga și sucul și cu ajutorul unui tel vom încorpora totul foarte bine. Apoi trebuie să punem oala la foc mediu și să fierbem compoziția pentru câteva minute sau până când ea se va îngroșa foarte bine. Vă recomand să amestecați constant în geleu, altfel el riscă să se ardă. Odată ce s-a fiert, îl vom lua de pe foc și îl vom lăsa să se răcorească pentru 5 minute, iar apoi, cât timp el este încă fierbinte, trebuie să îl punem peste prăjitură. Acum trebuie să punem prăjitura la frigider pentru câteva ore sau cel mai bine peste noapte. Prăjitura mea a stat peste noapte la frigider, așa că acum este gata de servit. Dacă doriți să obțineți felii cât mai perfecte, atunci vă recomand să tăiați prăjitura cu lama cuțitului fierbinte, iar între tăieri să ștergeți lama cu un șervețel. Și dragilor, am ajuns și astăzi la finalul rețetei. După cum vedeți, prăjitura arată foarte bine și vă asigur că este și foarte delicioasă. Sper să încercați și voi rețeta cu prima ocazie, iar dacă e așa, aștept cu mare drag părerile voastre în comentarii. Nu uitați să dați un like acestui clip și să mă urmăriți dacă vă plac rețetele mele. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă doresc numai bine!